și intră pe bogăție. Mi-a pus o șosetă în cap și au zis, ai ce tare, minunat. Să vă fac o poză în ceață, Jesus Christ. Nu înțeleg, e stare de ceață. De ce bărbații toți se uită aici nerușinații? Trebuie să uite aici în ochi, în ochi, ăștia, ăștia. Tem și țevi, ce să facem? Ce zici? Tu viață fama să trai de orice. Yay, echipa fantastică e aici. Astăzi o să avem parte de un shooting foarte frumos. Stați cu noi, pentru că eu sunt foarte excitată și foarte fericită, pentru că sunt un shooting special, creativ, cu echipa creativă, bineînțeles, cu echipa mea creativă. Și așa m-ați întrebat în foarte multe comentarii cum are loc o ședință foto, ce face o ședință foto și cum ne vin ideile creative sau le vin ideile creative. Să trecem la treabă. Păi gata, hai. Câte lucruri avem azi? Am zis să avem vreo 3 schimbări, dar nu mai multe. Da. Cum? Am crezut că o să avem 20. De ce doar 3? Pentru că focusul este pe imagine creativă, pe vizual creativ. Da. Și atunci prefer să experimentăm mai degrabă la nivel de lumină, de posing, de perspective. Și cum, să am doar 3 ținute? Decât să schimbăm nu știu câte ținute, să facem nu știu câte schimbări la machiaj și la păr. Vor fi, dar nu vor fi 20. Focusul la shooting-ul ăsta nu este pe style. E pe atitudine și e despre tine. Aaa, pentru că așa că este despre mine. Îmi place când aud că este totul despre mine. Păi, îmi place mai cucerit, adică poți să-mi zici că avem și cu o singură ținută. Dacă e despre mine, totul, asta este... Despre tine este. Exact, despre mine să fie totul în viață. Domnul Adonis, hair stylist, cel mai tare în viață, m-ați închis cam mult. M-ați închis cam mult la rădăcină. Deci sunt prea închis aici la rădăcină. M-a făcut ieri la salon și m-am enervat că m-a făcut prea închis. Nu este adevărat. Nu? Nu ești închisă, ești perfectă. Îți stă bine culoarea asta și nemachiată. Nu mai avem nevoie de Diana. Nu mai avem nevoie de Diana. Doar de mine ai nevoie. Doar de Adonis ai nevoie să arăți ca și cum nu ești vopsită proastă. Ca și cum să arăți cu rădăcină. Când lucrez cu o vedetă, dar am scos total din contextul respectiv, adică o transform aproape 100%. Da. Da. Și dacă Andreea nu vrea să facem astăzi. Vreau, vreau, vreau. O scoatem. E foarte greu de scos. Nu e adevărat. Ia. Nu cred așa. Am terminat. Da. Putem să chemăm alta Andreea? Da. Andreea Bălan. Cred că Andreea Bălan pleacă și vine sosia ei. Văd în zona Miley Cyrus, rock and roll și așa badass. O Andreea pe care n-ai văzut-o like never ever niciodată, nicio altă și pe revistă, te văd nicio altă televiziune, niciodată. Care parcă știu ce fac, nu? Da, care parcă știu ce fac, că nu înțeleg nici asta cu asta și cu asta și cu asta și cu gaură aici. Efectiv, nu înțeleg, dar și că așa trebuie să fiu trashy și cu ciorapii lipsuroși așa. Și așa e. Sub tălpile goale, tot ce-i rău din noi am scos și acum ne lingem rănile ca două animale. Uite cum stăm față-nfață, îngeri inofensivi cu armele pe masă, în suflete goi, pregătiți de război, ne vânăm unul pe altul sub privirile de gheață. Poți să dai, poți să dai o fie de tare, tot ce vine de la tine nu mai doare. Poți să dai în față. Thank you.
a doua ținută. Dragilor, după cum vedeți, avem parte de un shooting special, ceea ce n-am mai făcut până acum, deosebit. Ies din zona de confort, sunt complet schimbată, nici nu mă recunoașteți mult. Dacă n-aș vorbi așa, nu mă recunoaște, n-aș știu cine sunt. Așa, important este să dați subscribe canalul meu de YouTube, follow pe TikTok, follow pe Instagram, follow pe Facebook. Oare ce fac fetițele mele iubite, Luca și Căruța, în acest moment? Se joacă? Oare ce fac, mai e doar de ele? Le văd din seară! Uite, asta trebuie mai, da, mai mult, exact, și mai pe lângă. Da, mai pe lângă și poză doar cu fața și tăia din cap. Foarte tare. Mi-a pus o șosetă în cap și a zis, ai ce tare, minunat. Avem echipă, avem valoare. Și acum ai zis. La mine. Ce să zic? Ia priviți cum se umblă. Se umblă peste tot. Se umblă peste tot. Dragilor, este al treilea, al patrulea, treilea. Sunteți mirobolant. Asta îmi place maxim. Unde? Cum să vă fac o poză în ceață, Jesus Christ? Nu înțeleg! Ori sunt eu prea pe vechi, ori ăștia prea arți pentru mine. Deci poza aia este în ceață. Și asta, uite, uite! Asta nu-i în ceață. Dar era una în ceață, nu se înțelegea nimic. Și că superb, superb! Aia în ceață. Aia o mâță tută și nu înțeleg nimic. Aia în ceață e de stare. Ce stare? Se uite aia pe Instagram și zic, am nebunii bălanca, că nu nicio stare. E stare de ceață! Asta e tot, e culoasă! Ținut ce trebuia de la outfit-ul ăsta! Păi nu, că n-am pus în valoare întregul outfit. Cum nu l-am pus? L-am pus! L-am pus, uite câte haine avem! Nu vreau la fiecare cadru să schimb outfit-ul! Nu așa pe sărăcie, trebuie pe bogăție! Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Ce ne arăți? Vă arăt bijuteriile mele frumoase, sunt niște bijuterii foarte frumoase, decente. Așa, acum acesta este, nu știu câte le-au fi camera aici. De ce bărbații toți se uită aici nerușinații? Trebuie să uite aici, în ochi, ăștia, ochiștia, nu. Așa, să știi că tot 60 am în talie. 60, ca modelinele. Am 88, 60, 90. Nu cred așa ceva. 90? N-ai cum. S-a măsurat dimineața. Să mor eu. Hai să măsurăm. Mă măsori iar? Da. Hai. Doamnelor și domnilor, silueta trebuie menținută. Dacă vă aduceți aminte, la ședința pe ianuarie, tot domnul Adonis m-a măsurat. Acum tot el mă va măsura să vedem dacă m-am îngrășat între timp. Să sugem buta. Cât am? Am mâncat mult? Cât am mâncat? 66. Am 66, nu-i adevărat. Jur că ai 66. Nu, ai pus peste pantaloni. De jos. 60. Ai pus peste coaste, mai jos trebuie un pic. Ai pus peste coaste? Coaste. Păi nu mai ai. Unde trebuie să o măsurăm? Aici trebuie să. Unde e cureaua? Peste pantaloni și scădem 5. Are 70 aproape tot. Scădem 10, de 60. Sunt la fel ca al ianuarie. Deci e prea mult așa și nu vreau publicul să zică că am nebunit mămica Andreea. Trebuie să fim totuși să păstrăm o decență. Să nu exagerăm totuși. Ei ar vrea să apară doar așa, cu mâinile pe podoabe. Nu. Fără totuși să păstrăm mâini. Să păstrăm o decență totuși. Păi
păstrăm decența. Nu vrem să păstrăm decența. Mâinile pe... Nu prea multă decență, că nu înseamnă că dacă ai copii înseamnă, nu mai faci nimic în viață, trebuie să te călugărești. Deci trebuie să ne vedem de viață și să pozăm în continuare și să fim frumoase, să ne simțim bine în pielea noastră și să ne trăim viața cum putem la maxim. Am renunțat la sacou, acum s-a pus această bustieră. Îmi place așa, este foarte bine. Suntem și sexy, dar suntem și decente, decentă. Este bine, o să iasă un super shooting. Scrieți în comentarii care ținută vă place mai mult. Prima, a doua, a treia sau a patra, la a patra. Și vor urma și altele. Tăia țevi, tăiem și țevi, ce să facem? Ce zici? Ce ai la urechi? La urechi am niște bijuterii superbe de la Bang & Olufsen. Ia priviți, dragilor, ce tari sunt. De aici, dăm mai tare și mai încet. Dați follow paginii de Instagram Bang & Olufsen. Time is money. Time is money. Dacă aș fi stat în viață cât stau ei aici, acolo, la țigară, nu făceam nimic. Nu fumez, nu beau, nu, nimic. Toată ziua muncă, muncă și iar muncă. De când am copii și copii. Dar înainte doar muncă. Acum muncă și copii. Atât. Altceva. Ciuciu distracție, ciuciu tot felul de chestii așa pentru suflet, ciuciulică. Tot timpul muncă. Așa trebuie în viață. Cu muncă și cu disciplină și cu iar muncă ai performanță. Nu știu câte le aluc. Ia lanțurile, pune lanțurile, scoate lanțurile, ia pune lanțurile, iar porele, iar așa. Fără lanțuri nu se poate. Fără lanțuri. Să vadă lumea că ești avută, pe bogăție. Scrieți în comentarii dacă vă place de mine cu breton și dacă vă place acest look și dacă vreți să îl adopt. Și scrieți ce vreți voi în comentarii, pentru că oricum le citesc pe toate. Toate și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok și pe YouTube. Și nu uitați să dați subscribe sau apăsați clopoțelul pentru notificări ca să vedeți toate vlogurile. Pentru că fiecare luni la ora 9 vine vlog nou, dragilor! Mi-i plac, mi-am pus asta. Mi-i plac. Să uită așa, mijește așa face. Nu, așa face și clăița. Mi-a pus și fundiță și lanțul. Ia să uită, mijește, o fi bine, o fi rău, mijește, da? Super, gata, s-a hotărât. Când se hotărăște, este sărbătoare. Shooting-ul continuă, dacă nu e hotărât, shooting-ul nu continuă. Am 20 de ani, parcă am întâlnit. Vai, ce mișteți. Ce subțirică sunt. De, dar sunt unele care-s bombă. Peste orice. Am trecut la o ținută roz bonbon. Și-mi place să fie roz bonbon. Ce somnic? Da, mi-e somnic. Nu știm ce oră este. Am sunt tras aceste obloane. Dar nu e seară, deocamdată, dar pozăm deja de 6 ore. Asta ca să vă dați seama. Mi-e la 10 și ora 6 jumate, 7. Și mi-e la 10. Deci de ce obțin 6 ore pozăm? Ca să vă dați seama ce înseamnă un shooting. Că lumea are impresia, ce poți face asta? Să zice acolo, de ce se freacă să-i pancheze și ce pozează? Nu e așa. E muncă și ești domnul fotograf. Obosit, a transpirat, nu mai poate. Așa? De ce? Este muncă, domnul hairstylist schimbă perucile, coafează, filmează. Filmează. Domnul stylist, la mie m-am îmbrăcat, m-am dezbrăcat, m-am descălțat, m-am încălțat de toate. Diana, m-a machiat, m-a schimbat. Toată lumea aici muncește, ca să înțelegeți. Muncim mult ca să avem, să fim creativi și să avem lucruri frumoase și creative. Și am obosit și mai găsesc cuvinte. Nu uitați, dați subscribe. Am ajuns la a câta ținută, Jesus, că nu mai știu a câta ținută este. A 8-a ținută, continuăm, suntem fresh, suntem ok, da? Să crezi tu! Pentru amorul astea, ia priviți câte peruci are aici, Adonis, alte pe sacoșe de peruci. Unde suntem fresh? Unde suntem fresh? Sunt foarte fresh, dar nu mai pot avea ce să fac pe perna. N-am filmat cu boxa aia. Cu boxa aia mare, care este boxa mea. Minunată, veniți să o facă prezentare. Să apucă de aici. Nu, 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 e boxa mea.
pe care dansați de nu știu acum. Vreau, nu, 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 n